Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Dragii mei telespectatori, am revenit după o mică vacanță. Emisiunea de autor Noi despre noi își propune să intre în casele dumneavoastră cu noi teme de discuție, să descopere noi nume de oameni care, prin munca sa, schimbă Moldova. În orice caz, încearcă să schimbe ceva în Republica Moldova. Avem o mică schimbare în program și acum vom putea să ne vedem mai des, și anume în zilele de marți și vineri, la ora 19, aici, în studioul Accent TV, unde timp de 45 de minute, în direct, voi discuta cu invitații mei. Știu că mămicile și tăticii, bunicile și bunicii, care în fiecare vinere urmăreau cu nesață emisiunea Crește Mari și Sănătoși, acum vor rămâne nedumeriți. Nu vă faceți griji. Eu, în calitate de producător al acestei emisiuni, vă anunț că acum emisiunea este într-o pauză, în care ne vom strădui să îmbunătățim atât conceptul emisiunii, cât și ulterior să venim cu nume noi de doctori pe domeniul pediatric. Sezonul 1 a fost bogat în teme diverse, utile pentru creșterea sănătoasă a unui copil din fiecare familie sau a mai multor copii pe care îi aveți dumneavoastră. Și vă asigur că și în sezonul 2 va fi la fel de interesant. Cu siguranță, echipa de creație a emisiunii vă va informa când vor începe filmările pentru prima emisiune din sezonul 2, ceea ce înseamnă că atunci vom aștepta să veniți în platou cu picii dumneavoastră, pentru că la noi este foarte interesant în momentul filmării. Iar astăzi mi-am propus să discutăm în cadrul emisiunii Noi despre noi despre Chișinăul suburban. Un grup de arheologi și urbaniști din Chișinău au lansat un proiect unic, nu doar pentru Chișinău, dar și pentru întreaga țară. Este vorba de explorarea beciurilor secrete, tunelurilor ascunse, subteranelor uitate ale capitalei și poate și din alte orașe ale Republicii Moldova. Aceste locuri părăsite și neștiute de până acum vor putea deveni o adevărată atracție turistică. Și de ce nu să ne mândrim și noi atunci când călătorim prin aceste subterane că am intrat în inima Chișinăului pe bune, pe adevăratele. Deci vom discuta astăzi cu următorii invitați. Ion Tentiuc, istoric, conferențiar universitar, doctor în științe istorice. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit! Mulțumesc bine că ați găsit timp, pentru că astăzi noi am fost pe șantier și am văzut cum se petrece munca dumneavoastră de zi de zi în acest proiect. Și vreau să anunț telespectatorii că mai avem un invitat care momentan nu este în studio, dar neapărat va fi, probabil întârzie un pic, pentru că ambuteiaj în centrul Chișinăului la această oră este foarte mare. Și vi-l prezint ca după aceea să îl mai prezint și în prezența dânsului. Este vorba de Sergiu Musteață, doctor în istorie, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Așteptăm să vină, până atunci discutăm cu domnul Tentiuc. Domnul Tentiuc, cum a venit această idee? De unde v-ați inspirat? Și am citit, documentându-mă pentru emisiune, că s-a discutat și în 2015 despre acest proiect, dar se discuta, se propuneau niște, da, niște planuri, niște și cum a apărut? Chiar am urmărit un filmuleț cu persoana care a descoperit la moment, este vorba de un tehnician de la Academia de Muzică și Arte, da? Anume aici, acest tunel, pentru că în Chișinău mai sunt și alte tuneluri, da, pe care am putut să le explorăm. De ce acesta este unul dintre cele mai vechi și prin ce se evidențiază de celelalte? Chișinăul are un număr important de situri arheologice. Deci are un număr foarte mare de situri din cadrul patrimoniului cultural. Chișinăul pe care îl pășim noi astăzi, suprateran, a fost cercetat foarte puțin, doar câteva cercetări de salvare, care au adus totuși multă informație despre Chișinăul, care, iată, peste câțiva ani va împlini 600 de ani. Deci are o istorie importantă. Cu părere de rău, izvoare scrise despre istoria veche a Chișinăului, despre istoria medievală, deci la 1436 primul document scris păstrat despre Chișinău, ne demonstrează că aceste izvoare sunt foarte lacunare, foarte puțină informație. Și atunci,
cea mai importantă sursă de documentare pentru reconstituirea istoriei noastre, a istoriei Chișinăului, sunt cercetările arheologice, care probabil că dau 90 și mai multe procente de informații despre viața cotidiană a celor care au pus bazele Chișinăului și au evoluat în continuare. Cât privește Chișinăul subteran, este o pagină albă. Deci, practic, despre Chișinăul subteran... Chiar dacă avem multe legende la acest capitol. Asta și vreau să zic. În Chișinău există o sumedenie de legende, basme, povești despre ce este Chișinăul subteran. Gură, da? Mereu cineva ne povestește. Deci, în 2010, când făceam săpături arheologice la Biserica Măzărache și în apropiere ei, la Piața Veche din Chișinău, Piața Veche 10, când am și descoperit, practic, primele subterane ale Chișinăului, care, cu părerea mea, au fost distruse, s-apropiau de noi locatarii din împrejurim și ne vorbeau cum ei, cândva, în copilărie, au intrat în aceste galerii. Așa cum am intrat și noi astăzi, că telespectatorii urmăresc acum imaginile zona, care... Răulețului Bâc și ziceau ei că ajungeau până la Ștefan cel Mare, până la stradă, până la Piața Mare Admiral Național. Sigur, astea sunt probabil prea, un pic... Nu prea credeam în acestea. A scris mulți ani în urmă, când eu nici nu mă gândeam vreodată că am să fac cercetări în subteranele Chișinăului, o cercetătoare, un geolog, Vera Verina, avea niște povestiri despre copilăria ei, când a pătruns în niște copii, au pătruns în niște subterani și au găsit acolo niște multe minunății care mai târziu au dispărut și n-au mai fost. Deci Chișinăul subteran este quasi necunoscut. Deci nu s-au făcut cercetări. Istoria Chișinăului este una, istoria arheologică a Chișinăului este una necunoscută pentru că nici în perioada sovietică nu s-au făcut prea multe cercetări. Deci nu s-au făcut cercetări în Chișinău. Deci primele cercetări sistematice, mai serioase, cu mai mult conținut, au fost doar în 2010. Da? Deci foarte, foarte târziu. Deci Chișinău este totuși capitala europeană. Exact. Este un oraș cu multe sute de mii de... Și de ce capitale precum este Parisul, Londra, Roma? De ce au o istorie? Sunt întregi asociații care sunt axați pe cercetarea subteranilor acestor orașe. Da, exact. Parisul m-a impresionat. Da, da. Astăzi deci, am urmărit niște videouri, niște imagini. Sunt extraordinare subteranele din Paris. Bine, că acum este o problemă și la ei, pentru că apa le inundă aceste subterane și nu mai este posibil de salvat aceste vestigii. Și sunt și la ei probleme. Dar vorbesc despre faptul că orașele pe timpuri aveau o viață subterană care le ofereau o dezvoltare a societății. Așa se înțeleg. Care este funcționalitatea acestor tuneluri? Pentru că au mai multe caracteristici, da? Deci orașul, în general, este un centru economic, așa, un centru administrativ, un centru cultural, dar ceea ce pune accent sau dă coloratura acestui oraș este sigur aspectul lui economic, pentru că de cele mai multe ori mărfurile erau depozitate pentru mai multă siguranță în beciuri. Deci aceste beciuri, deci noi avem în Chișinău, ca să încercăm să facem o clasificare, da, o tipologie a acestor. Noi avem beciuri mari, de gospodărești, da? În care în perioada secolului 18, poate și 17, chiar 19, în aceste beciuri, așa cum atunci nu existau frigideri ca să poți păstra la rece produsele alimentare sau altfel de produse, sigur erau depozitate în aceste beciuri. De multe ori în aceste beciuri, când era vorba despre păstrarea unor produse alterabile, se puneau cuburi de gheață adunate din iarnă și iată în aceste beciuri se păstrau. Deci, bun, astea erau beciuri de capacitate mare. Unele suficient de spațioase, cu lungimi de la 20 și mai mulți metri. Asta așa ca să înțeleagă telespectatorii. În ce perioade se construiau deci, așa? Deci, sigur, noi avem cele mai multe din secolul 19. Și 18. Dar, sigur,
ar exista? Nu, zic că n-ar exista și din secolul 18 și 17, când Chișinău exista deja. Însă nu sunt cercetate. Deci noi abia acum, deci ceea ce au văzut stimații noștri telespectatori este una dintre galeriile subterane de la sfârșitul secolului 19, cred că începutul secolului 20, este o galerie care ați văzut, este suficient de mică, îngustă, deci care nu este un spațiu gospodăresc, economic. Avea o altă funcționalitate. Deci ea a fost construită atunci când a fost edificat acest bloc al Academiei de Arte, sau cum ați numit-o dumneavoastră. Deci, și sigur este legată de funcție. Da, era legată de funcționalitatea acestui edificiu, care a fost proiectat, deci decizia de a construi acest edificiu a fost luată în anul 1899, iar în 1902-1905 a fost construit acest gimnaziu pentru copiii de nobili din Chișinău, gimnaziu numărul 3. Și probabil atunci a fost proiectat acest... Oare pentru ce îl foloseau, cum presupuneți dumneavoastră, deci, din ceea ce ați văzut? Una dintre ipotezele noastre ar fi că aceste galerii serveau pentru aerisire, pentru păstrarea, deci înlăturarea umidității din edificiu. Deci și probabil circulația aerului permitea să nu apară igrasii sau alte lucruri. Deci asta este una din ipotezile noastre. Acum încercăm să găsim structura acestor galerii, pentru că ați văzut, această galerie merge perpendicular pe lungimea edificiului, dar profesorii mai în vârstă, cu experiență, care s-au apropiat de noi, văzându-ne mirați ce facem noi acolo în curtea Academiei, și-au amintit că cândva, când erau tineri profesori, au pătruns în galeriile. Da? Era posibil de intrat, ea nu era astupată. Probabil că se făcea o reparație în blocul Academiei de Arte și au pătruns în aceste galerii, dar mi spuneau, noi am mers longitudinal, deci așa, în lungul altfel edificiului, decât dumneavoastră ați descoperit altfel acum. Decât am mers noi. Deci și ziceau că au intrat circa 50 de metri și mai mulți. Deci, practic... Deci, urmează să mai găsiți, probabil, dimensiunile acestui, lungimea acestui tunel, să zicem, acestor galerii, depășea perimetrul edificiului. A, da? Deci, noi, suntem, într-adevăr, abia la începuturi, încă nu am găsit intrarea în galeria despre care ne vorbea doamna profesoară și oamenii din prejurim, dar sperăm că prin insistență și muncă vom găsi și aceste... Da. Și ca să mai diluăm un pic dialogul nostru, vreau telespectatorii să urmărească mai departe informația pe care ne-ați oferit-o nouă astăzi împreună cu cameramanul Nicolae. Am încercat, după cum ați văzut, să intrăm și noi în acest tunel și dumneavoastră ați găsit și ne-ați arătat un element de decor, da, pe care l-ați descoperit în acest tunel. Vă rog frumos, regia! În timpul războiului 2 mondial, edificiul actual al Academiei de Arte a fost bombardat. În 1947 până la 1950 și ceva s-a făcut reparația clădirii cu prizonieri nemți, se zice. Și noi, în timpul săpăturilor, în galerii, găsim diferite elemente de decor din exteriorul clădirii. Deci unul din acesta este... Iată, îl vedeți, făcut din gips, probabil. Obiecte de uz, n-ați găsit? Deci s-au găsit, în primul rând, cărămidă, care are pe ea sigla Fabricii Purcel. Deci Fabrica Purcel era una foarte, foarte cunoscută, recunoscută la sfârșitul secolului 19, începutul 20. Și iată, din această cărămidă s-a construit aceste galerii. Ne-am mirat că am găsit sârmă ghimbată. Nu știu prin ce se explică cum a ajuns aici. Poate în timpul războiului sau după război o fi deținut pe cineva aici dintre... Nu este foarte clar
cum a ajuns aici sârma din pat, dar nu este contemporan, este veche, deci din perioada celui de-al doilea război mondial. Da, revenim în studio. E destul de palpitant acolo, așa, e o stare de energetică plăcută, nu pot să zic că e negativă. Da, ați văzut, ați pătruns în aceste galerii, într-adevăr, sunt ca micuți, într-adevăr, să muncim ca minierii, da, mai dar greu. Dar m-a impresionat faptul că este păstrată, este văruită și este păstrată. Pentru noi a fost o mare surpriză să descoperim că, practic, pereții acestei galerii erau dați cu var. Deci, probabil că pentru dezinfecție, uh-huh. pentru, dar deci erau întreținuți, era galeria întreținută în stare foarte, foarte bună. Uh-huh. Dar cea mai interesant este descoperirile acestea. Deci s-au găsit foarte multe bucăți, elemente de decor, cum și vorbeam uh-huh. anterior, de la edificiu, deci ziceam că în timpul războiului doi mondial edificiul a fost bombardat, deci probabil că a fost ruinat. După 1947 a fost restaurat și probabil că o parte din elementele deteriorate au și pătruns în galeriile acestea pe care acum le găsim noi. Unele dintre elementele de decor chiar și le-am găsit pe fațada acestui edificiu. Deci faptul ceea ce ne-a confirmat ipoteza noastră inițială atunci când ne-a descoperit, deci ele fac parte din arhitectura acestui edificiu construit la începutul secolului 20. Sigur, mai multe bucăți de sârmă din pată despre care vorbeam, care au fost găsite, de asemenea ne-a trezit. Vă pun niște semne de întrebare, da, și nu înțelegeți de ce au apărut. Avem foarte multe semne de întrebare, da? Inclusiv, iată, aceste elemente găsite în umplutura acestei. După aceea a devenit. De unde sârma din pată? Probabil e legat de perioada războiului. S-ar putea să fie legată de perioada războiului, s-ar putea să fie legată de perioada de reconstrucție, restaurare atunci când se zice, deci așa uh-huh. ne spuneau vecinii, că ar fi fost, clădirea ar fi fost restaurată cu prizonieri nemți, germani. Uh-huh. S-ar putea, dar încă urmează să ne documentăm, deci uh-huh. pentru că de rând cu cercetările arheologice, noi urmează să facem și o documentare serioasă uh-huh. în arhive. Așa. În și eventualitatea de descoperi unor materiale, poate materiale ilustrative, adiacente, fotografii, care ne-ar permite și probabil urmează un lucru și mai important, este vorba de clasificare, de sistematizare, da, ceea ce spuneați dumneavoastră, de documentare și includerea într-un circuit, da, sau cultural, deci sau turistic. Spuneți, care este calea atât de lungă pentru a include aceste descoperiri, aceste în circuitul internațional, cum este UNESCO, cum sunt alte organizații de păstrare a patrimoniului? Ziceam că suntem abia la începuturi. Deci, practic, aceasta este o primă cercetare efectuată în Chișinău. Da, cu excepție cei din 2010 și 2012, când s-au găsit câteva galerii. Deci, urmează să facem o analiză tipologică a tuturor formelor de galerii, beciuri, subterane care există în Chișinău, urmează, deci în urma cercetărilor urmează să facem un raport științific, urmează ca aceste materiale să fie publicate, așa. Deci incluse în circuitul științific, după care, în dependență de posibilitățile gazdelor sau a deținătorilor acestui edificiu, edificiul poate fi conservat, restaurat și poate fi pus în circuit cultural, turistic, deci care poate fi vizitat de către turiști pentru a vedea, pentru că pentru profesori, pentru majoritatea profesorilor și pentru cei care administrează clădiri, a fost o noutate când s-a descoperit această galerie sub deci nu știa unii. Deci nu se știa. Unii. Deci noi, în perioada interbelică, s-a produs o frântură a memoriei. Deci război, da, dar oricum au trecut prea mulți ani ca să fie acest domeniu necercetat. Și deci, mi-a plăcut cum nu vorbesc de cercetare, dar vorbesc de memoria și oamenilor, da, uh-huh. care puteau unii să spună, cunosc, dar alții nu știu. Este adevărat că și edificiul a trecut din proprietatea
unei organizații în proprietate. Alte cei care au venit nu mai știau că... Acum este în proprietatea statului, nu clădirea? Da, sigur, este în proprietatea Ministerului Educației, care, și care este gestionat de către Academia de Arte, dar vorba este că noi în această galerie am găsit împlutura rezultată după reparație. Deci oamenii au descoperit, oamenii au descoperit-o cândva, oamenii au descoperit-o cândva, au aruncat în urma reparației un prag noi, au astupat, au etanșat această galerie, au astupată și plecând unii gospodari, venind alții, nu s-a transmis informația despre existența acestei galerii. Doar, iată, vorbeam de doamna Lidia Pamfil, care ne-a și vorbit despre și-a amintit cândva foarte de mult, pentru că dacă nu eram, să zicem noi, în timpul săpăturilor, iar n-ar mai fi vorbit, nu și-ar mai fi amintit, ar fi transmis această informație atât de prețioasă pentru noi, că există direct cu această galerie care merge perpendicular pe lungimea edificiului, mai există una care este longitudinală, da? Care e atât de mare, care urmează să o descoperim. Și multe alte galerii care sunt în Chișinău. Pentru că vreau să vă mai întreb ceva referitor la faptul de ce domeniul este necercetat și din ce cauză, sau din lipsă de bani, sau, dar vorbim despre aceasta, după ce regia mai pune pe post un material video în care dumneavoastră ați vorbit aflându-ne acolo în subsol despre ce credeți, de ce nu s-a găsit până acum sau de ce nu se cercetează. Și e o sarcină mult prea mare și ambițioasă pentru noi. Să vedem cât o să reușim, pentru că este un domeniu practic virgin, necercetat, deci nu s-au mai făcut cercetări. În general, în Chișinău, capitala Republicii Moldova, capitala europeană, cercetările arheologice s-au făcut foarte puține, spre deosebire de alte capitale din Europa de centrală și de vest. Surse istorice scrise despre Chișinău avem foarte puține. Chișinău în curând a să aibă 640 de ani de la prima mențiune, deci e o capitală seculară. Sunt foarte puțini și atunci cea mai importantă sursă pentru reconstituirea istoriei este documentul arheologic. Da, deci am auzit despre tot ce ați spus acolo și mi-a plăcut că tot mie mi-ați spus că dezvoltatorii construiesc în zilele noastre foarte mult, se distruge pe lângă tot ceea ce mai găsiți și mai încercați acum, dar se distruge mult și din păcate pierdem firul acesta istoric, da? Plus la aceea că nu este dorință sau nu este ruptura aceea memoriei oamenii și totuși mă deranjează acest dezechilibru. De ce în țările precum sunt Franța, Marea Britanie, aceste tuneluri și în ziua de azi au fost păstrate și la noi nu s-a... Din ce cauză? Sigur, totul ține de conștientizare și sigur de respectarea legilor. Asta este, pentru că există legi privind protecția patrimoniului. Protecția patrimoniului istoric. Și la noi nu au lucrat aceste legi. Și aceste legi au funcționat foarte puțin, chiar și în perioada sovietică, când legile totuși erau respectate mult mai mult. Eram foarte tânăr cercetător la Institutul de Arheologie al Academiei de Științe, când am întrebat un coleg mai în vârstă de ce nu se fac cercetări în Chișinău. Și dâns mi-a zis, uite, tu ai să capiți mai multe experiențe și ai să înțelegi care este marea problemă a lucra în Chișinău, a face cercetare. Pentru că este foarte complicat, este o luptă cu cei care construiesc, deci au un plan, se grăbesc să îndeplinească acest al plan. Ce s-a întâmplat cu Beciul de pe strada armenească, da? Exact, și a fost nimicit până la urmă. Exact, da? Exact, și da. De ce nu s-a... Deci, pentru că aveau ei proiecte și toate actele semnate și s-a nimicit Beciul? Sigur, ceea ce s-a întâmplat atunci a fost o barbarie. O barbarie, pentru că Beciul care, deci, erau galerii. Erau galerii, cei ce a fost distrus, era vorba despre rețelele de aducțiune a apei a Chișinăului. Deci, la sfârșitul secolului XIX, Chișinăul
ducea nevoie foarte mare de apă, de apă potabilă. Nu exista o rețea de alimentare a apei, doar erau sacagii cei care de la de jos, de la Biserica Măzărache, distribuiau apa în butoaie prin oraș. Și sigur, s-a cercetat experiența europeană și atunci au fost construite aceste rețele de apeducte, canale, fântâni pentru acumularea apei, deci erau bazine foarte mari, zeci de tone, au fost construite, au fost date în exploatare, s-au folosit practic acestea de la sfârșitul secolului și au fost folosite până după cel de-al doilea război mondial. După care, sigur, s-a trecut, toată lumea a trecut la sistemele moderne de aducțiune apei, de apeducte moderne pe care le avem și astăzi. Galeriile construite la sfârșitul secolului au rămas, mă rog, sub pământ. Și este păcat, pentru că oamenii au investit efort, bani. Cum a fost aceea de pe strada armenească? Mai avem undeva? Cu arhitectură deosebită. Deci s-au găsit în diferite zone porțiuni foarte mici de aceste fragmente de apeduct. Dar noi astăzi, dacă încercăm să reconstituim structura sau rețeaua de apeduct și canalizarea Chișinăului de la sfârșitul secolului, nu o avem. Deci, practic, chiar dacă s-au publicat două monografii, două cărți despre fabrica de apă a Chișinăului, în ele nu există această hartă a rețelilor, apeductelor de la sfârșitul secolului al XIX. Sigur, va trebui să lucrăm în arhive, să găsim, pentru că totul se făcea, chiar și la sfârșitul secolului XIX, se făcea în baza unor proiecte care erau, sigur, verificate, erau controlate și după care erau realizate în plan constructiv. Este o problemă, dar cea mai mare problemă astăzi pentru noi este că ele se distrug. Deci în loc să fie cercetate, inclus în circuitul științific și chiar în circuitul științific, așa cum se face în toată Europa, în toată lumea. Da, spuneți-mi, noi, la acest proiect care sunteți acum, câte lume muncește? Am înțeles că sunteți doi istorici, practic în acest proiect sunt 5-6 persoane, deci arheologi, arhitecți, pentru că este important și arhitecți, specialiști din domeniul patrimoniului cultural, care fiecare și are domeniul lui. Pentru că vorbeați la început că acest proiect este finanțat de către Ambasada Statelor Unite, deci susținut financiar de către Ambasada Statelor Unite, presupune cercetarea subteranilor Chișinăului. Și după aceea prelungirea pe Republica Moldova. În Republica Moldova. Noi am ales Soroca ca un vechi târg, care are foarte multe galerii subterane. Deci, practic, toate orașele, târgurile noastre medievale aveau aceste galerii. Nu, că am găsit, documentându-mă, am găsit și Cahulul ca fiind în Cahul, un oraș care ar putea să... Câțiva ani în timpul construirii edificiului teatrului, deci atunci când se construia nouul edificiu, s-au găsit mai multe galerii, unele foarte impresionante, deci cu arhitectură destul de reușită și chiar frumoasă, care... Sigur, merită să fie folosite pentru... S-au găsit mai multe edificii, unele destul de încăpătoare, spațioase, care putea fi utilizate, mă rog, astăzi, în vest, de exemplu, Varșovia și în alte orașe, aceste beciuri, aceste spații subterane sunt transformate în restaurante, în cafenele, zone de agrement, unde... Deci sunt restaurate, sunt aduse la condițiile care pot fi necesare. Eu am găsit că în prezent 160.000 de persoane vizitează anual catacombele din Paris și aproape 30% din subteranul Parisului a fost exploatat, deci utilizat, cum ziceți dumneavoastră, în diferite... Sigur, deci practic după război mondial în Parisul, Roma, Londra, Madridul și Varșovia, cum vorbeam, au fost cercetate, vorbeam la început că există mai multe asociații de specialiști care sunt direcționează cercetarea în domeniul orașului subteran, care este un întreg, o adevărat oraș,
Uneori aceste galerii sunt etajate, deci cu câteva nivele, cu rețele foarte sofisticate. Acestea doar urmează să fie cercetate. Și este un domeniu care merită, pentru că chișinăuienii care cunosc cât de puțin Chișinăul suprateran, merită să cunoască și subteran. Pe ce pășesc ei, pentru că sub picioarele lor există un alt oraș, un alt subteran. De multe ori una din legende că ele toate ar avea o legătură și există până la aeroport sau până unde, până în ce direcție un tunel, da, și mai... E adevărat sau până la urmă astea sunt legende? Noi, cercetarea arheologică încă nu a demonstrat nicio legendă din aceasta, dar vom verifica dacă cât veridicitate este în aceste legende. Ele există. Doar urmează să fie cercetate. Așa, și încă mi-a plăcut că am găsit că în aceste orașe în care lumea subterană este destul de vie și oamenii utilizează aceste spații, există exploratori urbani îndrăgostiți de catacombe care se numesc catafili. Și cred că eu că și la noi ar fi așa, posibil să apară persoane îndrăgostite să de... Să sperăm, pentru că chiar astăzi s-a apropiat de noi un tânăr domn care ne-a întrebat dacă poate să participe în calitate de voluntar la săpăturile noastre. Sigur, am spus că poate să participe și de mâini probabil că va veni ca... i-a plăcut. Chiar și i-am permis să intre, să vadă aceste galerii, să vadă aceste galerii, cum arată ele, pentru că toată lumea a auzit despre ele, a auzit cum într-un anumit loc din Chișinău un automobil a căzut într-o groapă. Deci groapa, au scos mașina, au acoperit cu pietriș, au asfaltat și gata, a dispărut. Deci avem foarte, foarte multe cazuri de acestea sub Chișinăul nostru de astăzi. Urmează ca doar să fie cercetată. Deci, și ceea ce urmează să se facă în cadrul acestui proiect acum lângă Academia de Arte și Muzică, ne spuneți toți dumneavoastră când astăzi v-am prins chiar în timpul muncii dumneavoastră. Să vedem, domnul Tentiuc, ce ne spune acolo, ce urmează să mai scoată și să descopere. Noi suntem abia la începutul cercetării, ne-am pus mai multe întrebări, inclusiv privind funcționalitatea. Acum încercăm să degajăm tot pământul care s-a acumulat în aceste galerii zeci de ani, să vedem, pentru că noi suntem în galeria, pare să fie, principală, după care are câteva ramificații. Este greu acum să înțeleg, trebuie să vedem întâi întregul sistem de ramificații acestor galerii, după care să prin documentare și de arhivă să vedem care era funcționalitatea ei. Deci încă nu cunoaștem, dar într-adevăr ați observat foarte corect, pereții sunt foarte bine îngrijiți, au fost dați cu var, deci s-a făcut o... am fost îngrijit. Acum nu este foarte greu să spunem până... Deci urmează cercetările următoare să ne permită să dezlegăm și aceste enigme de care este plin Chișinăul nostru drag. Da, și revenim în studio. S-a alăturat de noi și al doilea invitat. Este vorba de Sergiu Musteață, doctor în istorie. Vă mulțumesc că ați reușit să veniți. Da? V-am permis un pic ca să vă reveniți. Da. Spuneți-ne, care este finalitatea acestui proiect Chișinăul suburban? Pentru că am discutat mai multe și le-am clasificat tunelurile și subteranele. Dar anume vorbim despre ceea ce am văzut astăzi și ne-ați permis nouă echipii noastre de filmare să intrăm chiar în interior. Bună seara și scuzați, vă rog, pentru această întârziere. Recuperez cu prima ocazie. Așa cum a spus și colegul Tentiuc, este un proiect pilot.
Deci noi doar testăm și încercăm să tipologizăm varietatea aceasta de construcții subterane ale Chișinăului, pe alocuri să confirmăm anumite legende, pe alocuri să dizolvăm anumite mituri care există în memoria colectivă a locuitorilor Chișinăului. Într-un final, acest proiect va avea câteva secvențe de intervenții subterane, așa cum ați văzut la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vom mai avea altele două în centru și în orașul vechi al Chișinăului. În iulie vom merge și la Soroca, vom pilota și în regiune, mai spre nord. În toamnă vom avea o conferință care se numește Chișinăul Subteran. Vom vorbi despre primele noastre rezultate, dar vom invita colegi și din alte orașe ale lumii. Spre exemplu, avem un invitat deja de la Köln, responsabil de patrimoniul cultural, cum valorifică ei, ca să avem niște studii de caz din afară. Totodată, pe parcursul acestui an, realizăm și un film documentar despre istorie ascunse, istorie uitate, despre o altă lume care a existat în contextul acestor construcții, rețele și amenajări subterane. Vom publica și volumul lucrărilor conferinței și bineînțeles că ne dorim ca acest proiect pilot să încurajeze și alți colegi de-ai noștri să se implice în această cercetare și totodată să-l extindem, să-l diversificăm atât la nivelul municipiului Chișinău, dar cel puțin în perspectiva noastră, noi avem în calcul orașul Cahul. Vorbeam acum despre orașul Cahul, orașul Hâncești, orașul Leova, orașul Orhei. În Orhei deci, toți sunt. Da, chiar recent, dacă nu greșesc, acum două luni, în piața din Orhei a căzut asfaltul și a apărut o pivniță. Am fost contactat de șeful pieții de acolo, au fost colegii noștri de la Agenția Arheologică, au constatat că este o construcție, probabil sfârșit de 19, început de 20, ca să nu intervină prea mulți, au pus nisip, au conservat, dar cu siguranță orașele, mai ales târgurile care au existat din evul mediu și mai apoi s-au dezvoltat unele din ele în perioada secolului al XIX, cu siguranță au multe istorie ascunse. Un segment important istoric ar fi târgul Lăpușna. După cum spune profesorul... Și nu s-a făcut până acum nimic, da? Au făcut niște mici intervenții arheologice, însă e mai delicat acolo deoarece satul actual se suprapune peste vechiul târg Lăpușna. Adică, după cum spun profesorii noștri de la Iași, în special domnul profesor Ioan Caproșu, care tot timpul ne întreabă, n-ați pornit investigațiile acolo, zice că este unicul târg care a supraviețuit din perspectiva arheologică, care ascunde multe enigme și ar merita să fie cercetat. Sigur că îl avem în agenda noastră. Când, cum, e o chestiune de la timp. La capitolul finanțare, să înțeleg că e mai complicat. Acum ați fost finanțați din exterior. Guvernul este gata? Ați mers cu vreo propunere ca să vină sau totuși nu e posibil? Din păcate, în Republica Moldova, de mulți ani, săpăturile, investigațiile arheologice nu mai sunt pe agenda și în bugetul de stat al Republicii Moldova. Sporadic mai apar în contextul unor proiecte și inițiative ale colegilor noștri, fie că sunt proiecte instituționale, fie că sunt proiecte sub egida anumitor programe de finanțare, fie că tinerii care au depus proiecte, însă o linie de buget a ceea ce înseamnă arheologia Republicii Moldova nu există, așa cum a fost până în anii, cât 91, cred că 92, de când s-a oprit finanțarea, așa cum este în România, spre exemplu, anual, deci există un buget la Ministerul Culturii care se împarte pentru proiectele cu destinație arheologică. Ar trebui să revenim la aceste practici. Bineînțeles că din perspectiva nouă a ceea ce înseamnă prioritățile arheologice, arheologie non-invazivă, sunt atâtea metode noi, deci nu e obligator doar cu intervenția în sol, dar cu siguranță avem nevoie de un program de stat care să abordeze național, deci problema arheologiei, moștenirii arheologice. Sigur că avem nevoie de o hartă LIDAR care să ne ajute și mai mult în descoperirea și explicarea multor... Dar eu am găsit un fel de hartă a Chișinăului subteran. Ce este ea? Este un plan a ceea ce înseamnă rețelele care sunt cunoscute și care sunt legate de... Pot să arăt la telespectator? Nu e secret, deci este un plan care arhitect... Nu, dacă poate este altceva, poate nu, eu nu am găsit corect. Asta e unic, probabil unic cu care circulă cel puțin, despre care știm și noi, dar ar fi altele planuri ascunse sau nu, deci noi nu putem să vă spunem, dar aceasta este o hartă a rețelelor subterane care s-a făcut de-a lungul timpului și în mare parte scot în evidență rețelele de canalizare, apeduct,
pe alocuri, bineînțeles că unele construcții subterane, beciuri, pivnițe sau alte depozite, însă nu este completă. Cu siguranță ea trebuie dezvoltată, completată și să înțelegem mai clar ce înseamnă topografia subterană a Chișinăului. Ceea ce s-a întâmplat, vorbeam aici cu anterior cu domnul Tentiu, cu strada armenească, cu tunelul acela. Dacă în așa situații se mai ajunge într-un fel sau altul, aveți niște pârghii de a opri construcția și de a continua săpăturile? Poate ele sunt foarte valoroase. Păi pârghii există. Există pârghia normativă, adică legislația. Avem o lege în domeniul patrimoniului arheologic, avem modificări la codul penal și codul contravențional, care ar trebui să pedepsească cei care încalcă legea. Regula generală, regula generală că este oricare investitor, oricare dezvoltator, adică companie de construcție, în cazul când descoperă urme arheologice, trebuie să stopeze lucrările și să anunțe instituțiile abilitate, adică Agenția Națională Arheologică sau Muzeul Național de Istoria Moldovei sau Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, deci, sau Administrația Publică Locală, ca mai apoi să se ia o decizie în ceea ce înseamnă cercetarea. Deoarece în legislație avem noțiuni a ceea ce înseamnă sit, așezare și multe alte tipuri de urme arheologice, dar există zone cu potențial arheologic. Atunci când este vorba de Chișinăul istoric, deci Chișinăul istoric are niște hotare. Și dacă se intervin în limita acestor hotare, cu siguranță sunt urme de locuire anterioară. Dacă sapă sau fac în afară, același lucru. Lumea a călătorit, lumea a fost mobilă tot timpul. Și atunci când se descoperă urmă, ei trebuie să stopeze, să anunțe. E problema de educație și responsabilitate. Din păcate, mulți constructori, fie nocturn, fie odată ce descoperă, repede demolează, astupă, strică, numai ca să nu cercetăm, numai ca să nu protejăm, consideră că e mai bine să distrugă, să-și facă construcția până la capăt și în așa fel cred ei că rezolv o problemă de investiții, ceea ce nu este corect. Oricare urmă trebuie integrată, urmă arheologică, trebuie integrată în noua construcție, ca să putem arăta cine a locuit, când a locuit, în care circunstanțe au rămas aceste urme și să încercăm să reconstituim istoria locului. Exact. Dar e problema de educație fiecăruia, în primul rând. După și, care, și tot vorbeam cu domnul, pentru că regia, cât mai avem ca să știu cât durează? Așa, pe final, repede, am vorbit despre un grup care există în țările unde subteranul este utilizat și explorat, este vorba de catafili și mă adresez la noi. Poate și la noi se dezvoltă grupul acesta de iubitori, specialiști și... Nu, ei sunt exploratori urbani îndrăgostiți. Exploratori urbani, pare mi se că și voluntari. Mare parte sunt voluntari. Nu am intrat în legătură cu ei încă, dar există în Chișinău grupuri de acest gen care se interesează de subteranele Chișinăului, sigur că ar trebui să conlucrăm. Poate trezim interesul prin sigur, fiecare apariție de aceasta în presă și poate este oamenii... binevenită să vină să discutăm și să combinăm interesul omului, cetățeanului cu elementul de cercetare și să facem împreună un lucru bun. Lucru frumos. Da, eu îmi pare foarte rău că dumneavoastră ați întârziat astăzi, că avem de discutat încă o emisiune, să înțeleg. Și cu domnul Tentiu. Da, acum am făcut o provocare. Și domnul Tentiu, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes și cu siguranță vă vom urmări și vom veni să monitorizăm și pe parcurs ce descoperiri și unde tunelul va duce. Succese dumneavoastră. Dragii mei telespectatori, ca de obicei, cum am spus la începutul emisiunii, vă voi aștepta marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi.